Salutare și bine ai accelerat din nou pe canalul meu. Eu sunt Motorider și sunt aici să discutăm astăzi despre un subiect important pentru orice pasionat de motociclism. Începătorii și motocicletele puternice. Deși poate fi tentant să te îndrepți direct spre o motocicletă puternică, începătorii trebuie să ia în considerare câteva aspecte importante înainte de a face această alegere. Înainte de a începe, vreau să le mulțumesc partenerilor noștri care susțin acest canal de la înmișcare.ro, un magazin cu echipamente și accesorii moto. Aveți aici și o reducere de 10% la orice produs de pe site prin codul MOTORIDER. Oferta este valabilă până la sfârșitul lunii. Nu face greșeala mea. Am avut și o motocicletă puternică încă de la 18 ani și doar norocul m-a ferit la început să nu cad. Învățat cu motocicleta anterioară de la categoria A1, de care trăgeam de nebun de accelerații ca să se miște puțin mai repede decât un melc în călduri, când m-am urcat pe noua motocicletă mai puternică, am descoperit că roata de spate poate să fugă foarte ușor dacă te învigi doar puțin în accelerație. Prima ieșire cu motocicleta mai puternică a fost doar de 3 minute. Timp în care mi-am dat seama că trebuie să mă întorc acasă și să-mi schimb gândirea. N-am mai ieșit atunci o săptămână de frică. Asta ca o mică povestioare. O motocicletă puternică poate fi greu de controlat pentru începători. E normal. Chiar dacă ești un rider experimentat, asta poate fi o provocare majoră. Motocicletele puternice necesită o abilitate și o coordonare mult mai mare decât cele mai mici și mai ușoare. Te pot pune foarte ușor la pământ și nu cred că vrei să faci cunoștință cu sfântul asfalt, nu de alta. Dar știi ce au în comun o motocicletă și un frigider? Ambele arată mai bine cu un magnet pe ele. Așa că fii magnetată de gagici, nu de asfalt. În plus, dacă ești începător, vei avea nevoie de o motocicletă care să te ajute să înveți și să te obișnuiești cu abilitățile necesare pentru a conduce o motocicletă. O motocicletă mai mică și mai ușoară te va ajuta să înveți să iei curbele corect, să frânești și să accelerezi, iar atunci când te vei simți confortabil și încrezător, poți trece la o motocicletă mai mare. O altă problemă cu motocicletele puternice este costul ridicat. De obicei, acestea sunt mult mai scumpe decât cele mai mici și mai ușoare, iar în cazul unui accident sau unei defecțiuni, costurile pentru reparații pot fi ridicate. Așa că dacă nu mai rămâi cu niciun ban după ce ai achiziționat motocicleta visurilor tale, gândește-te că dacă mâine te lasă, cu ce o repari? Dacă ești începător și dorești o motocicletă care să te ajute să înveți și să te obișnuiești cu abilitățile necesare pentru a conduce o motocicletă, există câteva opțiuni care ar putea fi potrivite pentru tine. De exemplu, o motocicletă cu un motor de până la 300 de centimetri cubi poate fi o opțiune excelentă pentru începători. Aceste motociclete sunt mai ușoare, mai manevrabile și mai accesibile ca preț, iar în același timp îți pot oferi o experiență și încrederea de care ai nevoie pentru a trece la o motocicletă mai puternică mai târziu. Mai târziu, da? Nu după un an. Am făcut un videoclip aici în care vorbesc mai multe detalii despre acest subiect. O altă opțiune ar fi motocicleta dual sport. Aceste motociclete sunt construite pentru a merge atât la drumuri asfaltate, cât și pe drumuri off-road, ceea ce le face mai versatile și ideale pentru explorarea mai multor tipuri de teren. În plus, există și motocicletele enduro, care sunt concepute pentru a merge pe teren accidentat și off-road. Acestea sunt și ele o opțiune bună pentru începători, deoarece sunt mai ușoare și mai accesibile decât motocicletele de stradă, dar îți vor oferi în același timp și experiența necesară pentru a trece la o motocicletă mai puternică. La acest model de motocicletă, înveți ce înseamnă să-ți fugă motocicleta de sub tine, te vezi cu forțele fizice aferente unei motociclete puternici. Ca un pont, mai toți motocicliștii de pe circuitele de viteză se antrenează sau au făcut foarte mult cross când erau mici. În concluzie, dacă ești începător
este important să iei în considerare abilitățile tale de conducere, bugetul și nevoile tale de motociclist înainte de a lua o decizie cu privire la achiziționarea unei motociclete. Motocicletele puternice pot fi periculoase pentru începător și costisitoare în caz de accident sau defecțiune. Opțiunile mai mici și mai ușoare, cum ar fi motociclete de 300 de centimetri cubi, dual sport sau îndură, sunt o alegere mai bună pentru începători, deoarece te vor ajuta să înveți și să te dezvolți ca și rider. Cu toate acestea, indiferent de alegerea ta, asigură-te că ești întotdeauna echipat cu echipament de protecție corespunzător și că respecti regulile de circulație atât cât se poate. Sunt curios în cazul tău, ce motocicletă vrei sau ai vrut pentru început și de ce ai făcut sau faci această alegere. Sper că acest vlog să te ajute să iei o decizie informată și să îți permită să te bucuri de experiența de conducere a motocicletei în cel mai sigur mod posibil. Dacă videoclipul ți-a fost de ajutor și apreciez munca pe care o depun, ne poți susține pe canalul meu de YouTube Motorider Motovlog prin achiziționarea unui membership. Primești și beneficii, că doar toate sunt cu beneficii în ziua de azi. Sau prin achiziționarea de tricouri, căni, sticăre sau accesorii de pe www.motoridershop.ro. Dacă aveți orice întrebare sau sugestii pentru videoclipurile următoare, nu ezitați să lăsați un comentariu mai jos. Până data viitoare, rămâneți în mișcare cu Motorider!